cu toate că sunt ilegale și nu avem voie să le deținem, să comercializăm sau să folosim, petardele parcă și-au câștigat locul în tradițiile de Crăciun. Dacă până acum, în noaptea de Revelion, pe străzi parcă era război din cauza bubuiturilor, se pare că lucrurile s-au mai schimbat. Pe tarabe, comercianții au doar produse pirotehnice permise, adică cu grad de risc foarte scăzut. Și dacă în ceilalți ani, în prag de sărbători, oamenii se înghesuiau să cumpere adevărate muniții pentru noaptea dintre ani, anul acesta se vor mulțumi cu clasicele artificii. Văd că aveți o gamă variată așa de... Variată, e clasa 1, minim 3 grame, avem voie să o vindem. De partea proastă e că nu se vinde, asta este. De ce nu se vinde? Cred că nu are lumea bani, probabil. În ceilalți ani a fost mai bine? Mult mai bine a fost. Deci mult mai bine. Și acum ce cumpără Giurgiu Veni? Cred că de alegurii. Din marfa dumneavoastră ce aleg să cumpere? Artificii normale de prat. Asta. Pentru cine cumpărați artificii? Pentru mine. Pentru mine, domnule. Să aprindeți în noaptea dintre ani? Da, aprind în noaptea dintre ani și... Să fie frumos, că mă duc la Stănești. Pentru cine le cumpărați? Pentru nepoțică. Și ce aveți de gând să cumpărați? Nu, artificii doar. Doar artificii, nu pe tare. Vă temeți de da, copitor? Da, mică și nu, cred că ar fi indicat pentru ea așa ceva. Se vând foarte prost. Mai prost decât în alți ani? Da. Dar de ce credeți că se vând mai prost? Și dacă totuși doriți să pocniți câteva petarde de Crăciun, atunci trebuie să le utilizați cu foarte mare grijă și atenție, pentru că unele dintre acestea sunt foarte periculoase.